unstoppable. Doamnelor și domnilor, haideți cu un rând de aplauze pentru Teddy Stroie. Acum să zică, dar parcă l-am mai văzut. Salut, bine v-am găsit. E ok dacă vin lângă voi pentru ultima oară? Hai! Perfect. Să mai fie să nu trebuiască. Avansați, avansați. Bun, perfect. Delia, fii atentă, fii atentă. Pentru chestia asta, o să numărăm 10 cărți, da? Vreau să mă ajut, dacă se poate, să numer cu voce tare ca să audă toată lumea chestia asta, da? Deci cu mine, hai, te rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cărți, da? Da. Ok, ok, fain. Dar de ce le-a făcut alea? Deci, 10 cărți, da? 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 Adică nu-i nimeni sceptic? Dar așa zicem. Nu, sincer, nu. Ideea ar fi că n-ar trebui niciodată să crezi un magician în momentul în care spune o chestie. De asta vreau să vezi, să vezi că e o carte normală, nu-i nimic ciudat acolo, nu știu, nu sunt dublate, încălzite, am auzit, sunt sau altceva. Când termini, o pui înapoi, bun. Vezi că tremur și îmi dai o stare. Da? Păi are emoții, mă, ce vrei să... Da, aoleu, ok. Ai emoții? Așa. Nu, Doamne ferește. Hai. Din nou. Deci din nou, ca să fie totul cât mai ok. Continuă. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bun. Și acum, uite, fii atent. Vreau să iei cărțile și să le ții în dreptul inimii. Asta e mai puțin important. Dacă... Uite, Mihai, uite, zi-mi undeva stop când fac chestia asta. Stop. Ok, și vreau doar să atingi una din cărțile la care ai spus stop. Asta de aici? Ok, vreau să le spui tuturor care e cartea. De fapt, ne interesează doar numărul cărții, mai exact. Da, ok, 3. Un 3. 3. Ce înseamnă 3? Înseamnă că Mihai vrea ca eu să iau una, două, 3 cărți și să le fac să dispară de la mine și să apară la Delia, ok? Acum, uite, cu prima e un pic mai complicat și durează un pic mai mult pentru că trebuie să o iau, să o palmez, știi? Și uite, din partea asta nu se poate vedea, doar că după, dacă fac chestia asta, rămân doar cu 2 cărți, știi? Acum, următoarele 2... Unde-i cartea? Fii atent, următoarele 2 sunt un pic mai rapide, adică uite. A doua... Și a treia, acum fii atentă. Vreau să iei cărțile și să fii la modul 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 erau mai devreme, da? Continuă, te rog. Plus cele 3 pe care le-ai... Te rog, continuă, e important. 11, pentru orgoliu meu, așa. 13, bravo! Deci a făcut-o... M-ai dus cu gândul la Biblie, tinere! Bun, deci hai să continuăm, dacă se bucură toată lumea. Bun, fii atentă, Delia, vreau să iei iar cărțile alea și să le ții în dreptul inimii. Iar la inimii. Din nou. Și acum uite, Mihai, vreau să-mi zici tu un număr între 1 și 10, hai 4. Să zicem. 4? Bun, Chelu, zi-mi și tu un număr între 1 și 5. 4. 4? Ok. Deci tu ai... Deci 4 pentru tine. Eu mă distrez de unul singur. Cu man să fie, bă, băiat. Stai, mă, că poate... Stai, deci să schimb? Nu te grăbi, ok, nu ok, știi, ok. Bine. Bun, deci... 5. 5? 5. Vreau să fie alegerea ta. 3. E alegerea. Bă, băiat, băi. Mă plictic. Bun, îmi spui tu. E 3? 3 rămâne? Dacă vrei tu, da. Cum vrei tu? Mă, tu ai spus 3, lasă 2. 3. 2 rămâne. Bă, băiatule! 2 rămâne. Vreau răspuns final de la tine. Răspuns final, 2. Bun, 4 cu 2, 6. Atât voiam. Deci bravo, Tom! Chiar nu era mai răspuns. Cum a făcut? Cum a făcut? Un număr de finală. Așa, bun. 4 plus 2, 6. Bun, 4 cu 2, 6. Hai că, în sfârșit, bun. Și uite, Delia, zi-mi și tu repede stop undeva. Stop! Aici, ok. Fii atent. Ne uităm și la cartea asta. 1-1. Deci 4 cu 2, stai, 4 cu 2, 6, cu 1, 7. Câte cărți aveai tu mai devreme? 13, da? 13. 13. Ultima. Vreau să ții cărțile ca lumea. Așa, perfect, perfect. Încă 7 cărți au ajuns acum la Delia. O să simți cum s-a făcut un pic mai mare. Și vreau să numeri iar cu voce tare cărțile astea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mai repede, ok. 10, ești extraordinar. Mare emisiune. Ne, 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 ne,
dar mie mi-a plăcut Delia. Ce? Hai zi de moment. Delia, la anumite momente de magie, iese copilul din ea. Da. Și așa. Stai, știi, parc, ea par codițele. Ok, bun. Și acum pentru ultimul truc din seara asta, din finala Ai Umor. Pentru binele trucului, nu ne duce pe noi pe scaunele alea acolo. O să-i invit pe scenă, pe Copoț și pe Dan Badea. Bravo, bravo! Bravo, mă mică! Perfect. Știți că ești la congres. Salut, salut! Bravo! Așa de aproape. Bun, asta e că pentru asta o să mai am nevoie de o persoană. Deci, Mihai, te rog. Bun, Mihai! Deci, îți iei și telefonul? Să fie finala, finala. Te-am rămas cu el în mână. Dragi copii, alege un scaun. Bravo. Bun, și acum ce ai? O să dau ție cărțile astea, vreau să le amesteci. Mulțumesc. Haide, mă, da. Hai să vedem și noi, că e vrăjeală. E tot bine aici. Nu vin. Bun, Mihai, uite, amestecă puțin cărțile alea, îmi spui când ești ok. Da, bun. La 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 la. Oh my god. Și dacă lucrurile ar fi fost de curcă bine. Sigur, luați un loc. Mai aduceți un scaun, dar nu, nu e nevoie, stau aici. Da, m-am dus pentru că știu că întotdeauna un factor psihologic vă deranjez. Bun, le-am amestecat. Ok, îmi spui tu când ești, ok? E așa că îți dă o energie bună, Cătălin? Mă, extraordinar. Extraordinar, nu? Da. Ai o problemă cu faptul că stau în spatele tău și respir greu în așa fel încât tu poți să mă auzi, te deranjezi? Cam așa am fost, pentru că, sincer, nu cred că trebuia să fie aici. S-au pus toți la o masă și au toți cărți, zici că fac o ședință de aia de spiritism. Oh, lol, okay. Da, le-am amestecat de dracile a luat. Vreau așa. Să-mi zici stop undeva. Trișa, nu fi... Hop! Aici, ok? Da. Bun, vreau să reții cartea asta. Da. Ok? Și îmi zici când ești, ok? Eu o să încep acum să fac niște pachete. Mă rog, ar trebui să fie într-un final, să fie cât de cât egale. Mihai, vreau să arăți doar spre unul dintre pachetele astea. E așa important. Bun, vreau să-l dai altcuiva în afară de tine. Da. A sunat extraordinar asta. Da, da. Ți-l aș da ție, dar, bă, nu, ideea e că suntem noi patru. A, da, nu, doar noi patru. Sau, dacă vrei neapărat, da, nu, nu, liniștit. Nu, 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 așa. Dă-i-mă lui. Ia-l, mă. Așa. Ok, bun. Și hai să facem chestia asta un pic mai repede. Bun, uite, vreau să vă rog să țineți toți cărțile în mâna voastră stângă, așa, pe masă. Și uite, o să vreau să vă împărțiți cum ar veni prima carte. Ia, mă. Bun, și uite, restul cărților vreau să le amestecați un pic în mână și o împărțiți pe următoarea. Ok? Așa, bun, și continuați să faceți asta. Mai amestecați, mai puneți, mai amestecați. Ideea e că, gen, puteți să puneți și mai multe odată. Dacă vă plictiseți, okay. Ideea e să facem asta până se termină cărțile, ok? Bun, nu știu dacă observați, dar chestia asta nu face decât să amestece și mai bine cărțile, știi? Evident, evident. Bun, și când sunteți voi, ok? Perfect, vreau să le luați din nou, le țineți exact în aceeași poziție, în mâna stângă. Ok, da, bun, perfect. Și uite, la fel ca la jocul de poker, să vă rog să ardeți prima carte de sus, ok? Și vă opriți când vreți. Bineînțeles, nu le ardeți pe toate, că n-ar mai avea... Da, bineînțeles, că n-ar mai avea sens, știi? Cum vrei tu, doar să te oprești undeva. Ok, am pus perfect. Și uite, restul cărților vreau, la fel ca la poker, una peste alta, să le numărați și îmi spuneți câte aveți. 5. Și vreau să le... Și din clipa asta le lăsați pe masă. Bun, perfect. La partea a doua numărului părea, din perspectiva mea și a lui Chelo, că sunt niște prieteni în centru vechi la o masă și noi participăm de la distanță, că noi suntem la fumători și ea sunt la nefumători și ne uităm așa și încercăm să mai auzim câte ceva, să înțelegem ce fac. Bun, Mihai, care ar fi șansele după toată chestia asta? Cu ai amestecat cărțile, după aia te-ai gândit la o carte, iar le-ai amestecat, după le-ai amestecat fiecare, ai dat pachetul cu ea, ai vrut unul, știu ce. După toată nebunia asta, care ar fi șansele ca și cartea ta să fie chiar prima la tine în mână? Mici, domnule, mici. Foarte reduse. Aproape de zero, am zis. 0,1. Da. Delia a făcut greșelile de fond ale magicienilor. Nu sunt alea, sunt altele. Care era cartea ta? Cred că 4 de romb. 4 de romb? Crezi sau ești? Bă, ok, aoleu. Aoleu. Dacă o văd, îmi aduc aminte. Trebuie să avem var, să vedem. Bun, oricum, ai zis crezi 4 de romb. Hai să mergem pe chestia asta. Poți să te uiți din nou după toată chestia asta la prima carte? Hei! Băi, băi! Bravo, bă.
Băi, chiar era 4 sau? Da, da. Okay. Ia, știi că una din cele mai bune mâini în poker e atunci când ai 4 cărți de același fel. Știi? Tocmai de asta și eu ar trebui să am un 4. Nu te bă de aici. Și Șerban. Care Olin, ești nebun? E 4. Te aplaudăm singur. Wow. Trebuie să vedeți că restul erau, adică să nu zicem că... Bravo, felicitări. Wow. Felicitări.